Bine a venit în ospiție, doamna Elena Zupcov, care este membră corespondentă a Academiei de Științe din Republica Moldova, doctor habilitat în biologie, șefă de laborator hidrobiologie și ecotoxicologie de la Institutul de Zoologie a Universității de Stat din Moldova. Doamna Elena a venit astăzi la Unițcani, suntem în sala de ședință a primăriei Unițcani, cu o informație extrem de interesantă pentru toți locuitorii acestui sat, dar și pentru cei din regiune care obișnuiesc să vină la Unițcani să-și umple gărăfile cu apă, pentru că au auzit ei undeva că este o apă bună de băut, este pentru sănătate și așa mai departe. Dar astăzi noi vom afla foarte multe amănunte despre cum este într-adevăr apa din izvoarele de la Unițcani. Și doamna Elena se oferă să ne facă o excursie prin calitatea acestor ape și prin acest sat frumos care are așa o bogăție naturală. Doamna Elena, spuneți-mi, vă rog, pentru început, cum ați ajuns dumneavoastră să veniți să faceți analizele acestor ape? Începând din anul 71, de mulți ani, mă ocup cu chimia apelor naturale și hidrobiologie și acum, în ultimii ani, mai mult cu ecotoxicologie, adică toxicitatea substanțelor care se află în apă asupra organismelor acvatice care, la sfârșitul, asupra sănătății omului. Avem un laborator dotat cu echipament european, care l-am cumpărat din proiecte internaționale. Înainte de asta am fost la o conferință unde am raportat despre proiecte internaționale și am spus că cine are nevoie de o consultare referitor la calitatea apei, poftim, și am lăsat coordonatele mele. Primul care s-a adresat a fost primarul de la satul Palanca, unde am venit cu echipa noastră și am studiat fântânile și sondele cele care se folosesc. Le-am dat propuneri, le-am dat rezultatele concrete de analiză și după ce m-a sunat, chiar în timpul ăsta m-a sunat domnul primar de la Unițcani și m-a întrebat dacă putem să facem analiză, că iau multe izvoare și mi-a spus că sunt peste 100 de izvoare. Eu i-am spus deodată că nu suntem în stare, cum să facem atâtea, dar să aleagă el singur izvoarele cele care el s-o poate că sunt mai puțin cunoscute, dar sau poate nu are date care, sau din care l-ar ajuta să spună oamenii, da, sau care se folosește mai des. Uh-huh. Alegerea a fost făcută de primărie. În primul rând, am văzut care este salinitatea și componența salinității, deoarece asta e baza la ce clasă se referă apă și cel mai bine, care o fac toți, știu ce înseamnă apă sărată, apă dulce, apă semidulce, care componente depășesc, care nu. A doilea, am făcut elementele nutritive, care se numesc nutritive de atât că ele, elementele este întotdeauna sunt în organismul nostru. Asta substanțele azotului, mineral, asta amoniacul, nitrații, nitriții, nitrogenul sau azotul organic și azotul total. Astea sunt și fosforul mineral, organic și siliciu. Astea sunt elemente care întotdeauna participă în metabolismul nostru. Nu este niciun aminoacid fără azot. Toate procesele care se petrec în organismul nostru, care sunt studiate și stabilite, asta anume raportul între salinitatea, între elementele nutritive, substanțele organice care sunt în apă. Și pentru acestea sunt stabilite diferite nivele de toxicitate sau concentrații limite admisibile și așa mai departe. Dar este important care e raportul între aceste substanțe. De exemplu, dacă acolo predomină hidrocarbonați, înseamnă că apa asta poate fi hidrocarbonată de calciu, dar poate fi și hidrocarbonată de sodiu. Atunci apa asta se numește apă sodică, care de regulă nu are mineralizare mare, dar care
de exemplu, în Moldova, nu poți să o folosești pentru irigare, deoarece îți face din sol beton. Cu raportul între aceste elemente trebuie să fie stabil pentru mai multe ape naturale, nu numai pentru izvoare, dar și pentru apele de suprafață. Și vreau să vă spun că eu m-am bucurat că aici sunt două izvoare, izvorul numărul 1 și 3, care au, sunt hidrocarbonate de magneziu. Apele acestea deseori se folosesc ca curative. Trebuie noi... să facem o precizare pentru cei care ne privesc, că izvorul numărul 1 și 3, deci sunt următoarele. Izvorul de la Putna, din dreapta, acela este numărul 1 și numărul 3, aici în sat, este cunoscut drept izvorul de la Brigada de Tractoare, despre care o să ne vorbiți mai târziu. Despre fiecare... Da. Deci ele conțin magneziu, spune doamna. Conțin magneziu care e mai mult legat cu hidrocarbonați. Dar noi știm foarte bine că cu raportul între calciu și magneziu determină starea vaselor noastre sanguine și magneziu acum deseori se propune ca un medicament pentru aceia să facă echilibru între calciu și magneziu în corpul nostru. Și anume hidrocarbonat de magneziu este cel mai solubil și cel care din apă cel mai bine, adică se utilizează sau se include în metabolismul omului. Eu nu sunt medic, nu pot să vă dau propuneri că folosiți apa asta, dar nu apa asta, asta rezolvă numai medicii. Când toate izvoarele care le-am analizat, noi n-am găsit concentrații care poate să provoacă boli microbiene. Am făcut prin analize sofisticate de ultima dată și numai în izvorul 3 am găsit câteva unități, câteva, nu milioane, dar câteva, adică semne că posibil că a fost sau sunt, dar nu în cantitățile cele care... Vorbim de microorganisme patogene. De microorganisme patogene, da. Ne ducem de la izvor la izvor. De exemplu, izvorul numărul 1, adică apa hidrocarbonată de magneziu de tipul 2. Mineralizarea ei depășește puțin, foarte puțin, în loc de 1000-1300 de miligrame la un litru de sărbi. Dar reieșind din coraportul între astea, v-am spus că apa asta nu poți să nu îi permiți să o folosească oamenii pentru apă de băut. La fel este și bună de folosit. Este bună, da. Puțin duritatea, adică consum, suma magneziu și calciului este puțin mai mare, dar magneziu este mai mult decât calciu și în cazul ăsta duritatea nu putem spune că e poate să provoace ceva negativ pentru om. De tot așa v-am spus că anume coraportul între aceste elemente joacă deseori rolul celor că omul spune de când e țara și pământul eu beau apă, asta și dumneavoastră ne spuneți că nu se poate. Că e 1000 și ceva. Nu, anume că în cazul ăsta duritatea e 12 în loc de 9, care este limitat, în ambele este izvoare. Dar ele sunt bune pentru apă de potabilă. Ele pot fi utilizate liber. Fără a fi fierte? Fără a fi fierte din cauza că noi fierbem nu atât pentru săruri, cât pentru microorganisme. De atât așa am trecut la microorganisme, când toate izvoarele, ele poți să le folosești ca apă, adică potabilă, fără fierbere. Noi n-am găsit concentrațiile referitor la săruri. Eu să vă spun încă, sunt și alte probleme care o să vă le spun. Dacă ne ducem mai jos la izvorul numărul 2, el se deosebește de la toate izvoarele care până acum l-am ăsta, are o leacă de miros de sulfur. Da, mineralizarea e 1100 în limitele posibile, până la 1500 se poate de folosit apa liber. Apa asta, din cauza ceea că are mirosul și după concentrația sulfaților, adică sulfații predomină asupra hidrocarbonaților și asupra clorurilor, dar apele acestea deseori sunt curative.
pentru intestin. Eu nu sunt medic, n-am drept să vă propun ceva, dar alte componente de săruri corespund cerințelor care nu este depășire nici la sulfat, măcar că apa e sulfatică, dar concentrația asta de sulfat nu depășește limitele cele care putem spune. O leacă e mai mare decât concentrația admisibilă. Mm-hmm. Dar dacă voi să țineți apă, ce e o leacă așa, să fie normal. Izvorul numărul 3, v-am spus, e de hidrocarbonat de magneziu și mineralizarea e 1100. Adică e poate fi folosită și de copii, din cauza aceea că hidrocarbonatul de magneziu. Mm-hmm. Și pentru echilibru ăsta de calciu și magneziu, e poate să aduc și pozitiv ceva. Uh-huh. Dar încă o dată vă spun, dumneavoastră trebuie să vă consultați cu medicul care este, având analizele este, și să vadă omul ce să vă propună. Eu? Toate izvoarele următoarele sunt de hidrocarbonat de sodiu. Este sape sodice. Dacă mă uit cum e raportul lor cu calciu și magneziu, acestea ape au mineralizare în jur la 1000 de miligrame la un litru, dar n-aș spune că apele este extraordinare pentru irigare, deoarece ele sulfatice. Acolo unde e solul nesipos, puteți folosiți fără probleme. Acolo unde e cernozem adevărat de carbonaz, acolo mai bine nu. Din cauza ce sodiu înlocuiește calciu și distruge structura solurilor. Uh-huh. Adică ape sodice, chiar cu mineralizarea 500 de miligrame, nu pot fi utilizate ca nordul Republicii Moldova. Apele arteziane, majoritatea sunt ape sodice, care eu nu le-aș spune oamenilor și le folosească intensiv. Pentru irigare, ați spus. Pentru irigare, spune, pentru apă potabilă, nicio problemă. Puteți să le folosiți, sape clasice, deoarece anume hidrocarbonate înseamnă că ele sunt moi. Pentru spălarea, ele sunt mai moi, adică uneori nu poți să speli mâinile de săpun când apă este. Deci noi acum vorbim de toate celelalte patru izvoare pe care le-ați analizat. Da, vorbim despre toate patru, că ele sunt seminatoare. Adică hidrocarbonații predomină și sodiu predomină. Vreau să povestesc celor care ne vor privi care sunt aceste patru izvoare. Deci este vorba despre, cum am spus, izvorul din Larga, după care izvorul Deaconului sau izvorul Popii, următorul este izvorul Budei și mai este un izvor despre care puțin poate știu. Despre el se află la fostă tabără de pioniere. Eu n-aș dori să-l folosesc ca potabil, deoarece și pentru alții indicatori, el nu-i prea... Dar, după cum am auzit, de acolo se ia apă pentru irigare. De substanțe nutritive. Vreau să vă spun, cu părere de rău, la izvorul 1 și 2, aveți undeva sau aruncarea deșeurilor, sau careva depozite de îngrășăminte. Concentrația azotului de amoniu depășește limitele care trebuie. Ele sunt în mijlocul satului și... Adică, de la viceuri, mai mult menageri, deoarece predomină două numai amoniacul, dar nitrații sunt buni. Adică, dacă vorbim despre nitrații, atunci nitrații sunt puțini, dar dacă vorbim despre amoniac, el depășește limitele admisibile. Asta poate fi... Eu vreau să vă spun că toate izvorile necesită un management mai... Să fie la izvor o plată unde să fie componența chimică, unde se spună depășește, nu depășește, ce-i cu roșu, ce-i cu verde, ce-i cu albastru. Adică lucrurile astea ar fi bine să fie făcute în satul ăsta. Sunteți bogați de izvoare și eu vă sfătui. Dar vreau să vă spun că nu aveți poluare organică, de atât aș spun că nu știu proveniența, deoarece amoniacul organic în izvoarele este nu înalt azotului organic, dar este o poluare cu azot organic la izvor numărul 3.
undeva precis că aveți depozit de băligar sau ceva așa, ceva, că numai un izvor care pot să-l spun că este o leacă poluat cu... Adică nu este limită admisibilă pentru acest indicator, dar eu vă spun ca hidrochimist că concentrația asta e cam mărișoară și e depășește azotul mineral. Vreau să vă spun că în toate apele este siliciu. Și este siliciu în concentrație binevole pentru organismul uman. Benefică. Benefic, așa aș spun. Concentrația fosforului e mic, în afară de fosforul, da, în toate fosforul total, e la nivel corespunzător pentru utilizare. Fluorul nu depășește nici în unul. Și este în limitele în afară de cel ultimul care e la canal. M-a impresionat lucrul celă că din cei 30 ceva de microelemente, eu n-am depistat, chiar vă spun sincer că am făcut a doua oară analiză încă o dată și m-am convins că concentrația argintului în toate izvoarele și într-a celă care este, e destul de stabil. Dar e de la 14 până la 15,9, adică până la 16, aproape microgram la un litru. Este un element care practic vă salvează de poluarea asta organică. Adică eu n-am întâlnit nici într-o fântână, nici într-un celă cantitatea de argint. Care este un bactericid pentru poate de atâta nici n-aveți... În izvoarele este n-am depistat microorganisme patogene, deoarece pentru mine asta e o descoperire. În toate izvoarele am găsit cobaltul, care practic noi trăim în zona de deficit de cobalt. Aici în toate izvoarele de la 1 până la 12 este un element care participă în formarea sângelui, în acumularea ferului de organismul nostru. Adică este un element care... E vital, aș spune, din cele câteva elemente, microelemente, pentru care e stabilită importanța în dezvoltarea și plantelor, și organismelor, și omului. Și cobaltul deseori se dă ca un preparat la oameni care au probleme cu inima, cu tensiunea și așa mai departe. În toate probele aveți un cobalt care e în concentrații mici, dar el este. Adică spune așa, că toate aditivele poți să le folosești atunci când știi precis când mediul de trai nu îl ai. De ce vă spun de lucrul ăsta? Deoarece în țară se aduce acum foarte mult selen pentru animale. Dar la noi este selenul și în soluri, și în ape, și în ape potabile, și în nistru, și în prut, care nu necesită să-l aducem selenul ăsta. Spun că, iată, deci concentrațiile pe care le-ați descoperit aici de selen și de cobalt sunt binevenite, bine și bune pentru organismul nostru. Adică și care ne vorbesc, noi nu avem nevoie despre ce să ne aduc selen ca aditiv pentru animale, pentru vaci, pentru oi, pentru celă și altele. Din cauza ce super saturarea cu selenul provoacă cancer și cel mai periculos cancer, care se dezvoltă foarte rapid. Noi suntem în zona unde o parte de ape potabile și solurile sunt supraîncărcate de ftor și noi avem zona de ftoroză unde copiii se nasc și când apar din țișorii lor au pieti ca fini. Fix așa pieti sunt și pe scheletul nostru, pe oasele noastre. Și dacă noi ne mai dăm încă pastă cu fluor, atunci, da, fluorul e foarte important pentru dinți, pentru oase, dar acolo unde este deficit, acolo unde el este în apă, unde este, eu vă spun că fluorul care îl aveți în apă este, nu necesită să folosiți pastă cu fluor. Deci putem alege pastă de dinți fără fluor dacă bem apă din izvoarele noastre locale. M-a bucurat faptul celălalt. Din tăi cei ce m-au cucerit, că elementele este toxice, extrem de toxice la microgrami, cum este bismutul, cum este cadmiu, cum este
Меркуру, cum este Vanadiu, cum este, adică mai multe, același antimoniu, surman, limba română, antimoniu, stibiu, îs zero sau lângă zero, necătând că echipamentul ne permite să determinăm sutime de micrograme, adică 0,01. Plumbul e zero. Adică vismut e zero. Elementele este care nu sunt pentru dânsele stabilite în toate țările limitele admisibile, dar care studiate că ele poate pentru mercur să înțelege, pentru cadmiu, pentru crom sunt, dar nu aveți concentrații care vă pun să... Viața. Atunci când este argint și nu găsești elementele astea, pe mine asta chiar vă spun sincer, m-a bucurat foarte mult. Dar aveți o leacă de arsen și în toate ca în aceeași concentrație. Ce înseamnă asta? Arsen e un mâșiac în limba rusă, arsen. În toate în jur de 7 micrograme la un litru, concentrația admisibilă este 10. Este mai jos decât concentrația admisibilă, dar trebuie să vă spun că este. La fel, beriliu. E un element care joacă un rol important. Sunt unele medicamente cu elementul ăsta, dar sunt și unele restricții. Concentrația lor e mică și nu este în limitele cele care, după literatura care mi-a fost disponibilă pentru mine, să spun că am găsit concentrații, dar concentrațiile sunt jur de la 6 până la 10 micrograme la un litru, care nu cred că se poate provoca. Dar aveți bor, tot e un preparat care e medicamentos și care se folosește în mai multe lucruri, adică pentru mai multe boli. Încă o dată vă spun, nu sunt medic, nu vreau să spun. Dar concentrația nu depășește în afară de celă din canal. Concentrația limită admisibilă pentru dânsul este 1000. Toate sunt jur de 500-600. În apa voastră este și sera și un sulf. Necătând că în două izvoare e mai mult decât 100 de micrograme, nu miligrame, dar micrograme. Ele tot sunt niște dezinfectanți a apei. Și dacă apa conține sulfur, v-am spus, de hidrogen sulfuric, atunci trebuie să o aerisiți și atunci să și o parte de seră să duce. Spuneți-mi, vă rog, dacă această apă care conține sulf este bună pentru irigare? Pentru cernoziomurile noastre, e bună, nu poate să provoace nimic. Stronțiul. Concentrația asta de 7 miligrame după ceea că în apele de suprafață găsesc 30 de miligrame, 40 de miligrame de stronțiu. Posibil că stronțiu este legat cu macroelementele mai mult. În cazul ăsta aveți de la 1 miligram până la 7 miligrame la un litru. Ceea ce este de 30 de ori mai puțin decât în apele de suprafață. N-aveți poluare de zinc. M-a pus o leacă la gânduri diferite, deoarece, vă spun sincer, eu în premieră studiez taliu. Și în ultimul timp, după ceea ce am studiat, eu am înțeles că semințele astea care le folosesc pentru cereale, pentru porumb, se prelucrează inclusiv cu sărurile de taliu. Eu din cauza aceea că am găsit taliu acum și în Nistru, și în Prut, și în izvoare, și în râulețe mici. Și acum aș la voia de pisat în izvoare taliu. Este un element despre care nu se vorbește, n-am găsit surse unde se vorbește că e element necesar. Dar despre ce e că e element toxic, da. Eu știu că aceste analize costă niște bani. Cu domnul primar am făcut un contract simbolic de 8.000 de lei. Asta am făcut contract cu primăria, deoarece trebuie să vin, să colectez, să celălalt.
Хиос потрива апи диосмос. Deci acum țările, apa din osmos, asta e mai simplu să obține aceea care H2O, se pune prin diferite filtre, se face apă distilată. Și apoi adaugă întrânsă ceva, deoarece apa distilată sau apa asta negazoasă, plată, uneori când o bei, parcă îți șterge prin gură, așa, nu știu cum. Ai o senzație că n-ai băut apă, nu te-ai saturat, n-ai băut apă, dar e cald afară și ai luat și ai băut-o. Eu sunt împotriva categoric acestei ape, deoarece apa naturală nimeni încă n-a făcut s-o apă. Apa naturală asta nu e H2O care eu o primesc. Asta e o substanță vie, o substanță în care este un coraport între substanțe chimice. Și dacă tu ai tablița lui Mendeleev când sunt 100 și ceva de 200, nu contează, de elemente. Și el într-o coraport acela care este în rocile noastre, în solurile noastre și apele se formează prin trânsele și prin zonele cele magnetice de magmă care sunt în sol. Omul acolo, ce spun că omul vine acasă, îl tratează și aerul. De atât dacă el folosește apa cea din zona cea unde a crescut, de atât dacă el vine în aerul cel unde a crescut, de atât dacă el a venit în tricopacii și plantele cele unde a crescut. Eu să interzice toate firmele este, lucrări le-am spus, dar n-am drept moral. Eu cred că, doamna Elena, pe mine foarte mult m-a presat, că se vin la televizor și spun că oamenii să cumpere filtre de osmos, le pun în casă și eu știu familii unde copiii sunt bolnavit peste jumătate de ani mici și așa mai departe. Și eu am spus, niciodată n-ați fac lucrul ăsta, invers. Ați spun acolo unde ați am posibilitate. Dumneavoastră, puteți afirma că aceste izvoare care, din care oamenii de aici beau apă sunt o comoară naturală? Este o comoară, da. Este o comoară, este o bogăție a voastră. Și am spus că ar fi bine, eu vă permit, spuneți toate rezultatele astea, nicio problemă. Dar să le puneți așa cu omul să nu se spare chiar ca aici. Adică, de asta și v-am rugat să le explicați. Să nu vă spărieți că e 1000, dar nu e 900. Nu, apele este mineralizarea, corespunde la toate, în afară de aceea din canal, ca apă potabilă după mineralizare, după gust, după miros. Mirosul ia ca la numărul 3, o leacă s-o aerisiți. Dar vă spun sincer, e o apă foarte interesantă, deoarece e de hidrocarbonat de magneziu și în timp celă conține sulfur. Este foarte rare apă. Iuliu, de atât venim noi la Coșanțișe, și de cu bădurașul aici, apoi aici nu se împă. Iacă să-l curățim, o să-l facem. Da, trebuie o leacă să-l curățesc, este o poluare. Când tine ai mei la dealul leacă, că acolo. Păi când asta reparma să facem, cu... spunem clorură, să dezinfectăm. Poate undeva vreo un băligar, ceva, nu, ceva. Nu, Dumnezeu să alerg, când era vanvan, nu, când era vanvan jiu. Dar din cauza aceea că apa conține și argint, n-aveți microorganisme bolnăvicioase, cum eu spun. E un loc deosebit aici, deoarece sunt multe izvoare aici, vedeți. Și anume aici sunt două izvoare care am spus că sunt de hidrocarbonat de magneziu, care posibil, așa eu zic, posibil s-o folosit cândva și pentru, dacă spuneți că aici s-o folosit ca curative, posibil curative, deoarece coraportul între calciu și magneziu aici e minunat pentru sănătatea omului. Și necătând că mineralizarea totală e o leacă mai înaltă decât 1000 de miligrame la un litru, eu nu s-o pot că ele sunt dăunătoare pentru sănătatea și poate orice om să folosească apă potabilă. Dar trebuie totuși de amenajat și de exclus poluarea numărul 3 cu niște substanțe care sunt organice, inclusiv și elementul biogen, cum este amoniac. Așa sunt două aia care acolo. Da. Este un indicator de apă curat. Deci spun că apa trebuie să fie și este viu. Iată, uitați-vă, iată tălui.
Яка аici, аз vin la voi și ați colectit și ați fac analiză. Яка este ea? Gamarus, da, gamarus, da. Gamarus. Asta înseamnă că apa e bună, da? Asta înseamnă că apa e curată, da. Ați văzut niște gamarus care sunt indicatori de apă curată aici, vedeți? Și vedeți că se dezvoltă și fitoplanctonul, adică plantele, microplantele acvatice, care tot în apele murdare, ele sunt în diferite ape, dar aici se vede că sunt mai mulți verzi, culoarea e verde în galben, nu în albastru. Și asta e bine. Asta e bine, asta e bine. Trăiesc aici de atunci și pe la... Câți ani este asta? Peste 20. Și cum vă pare apa asta? Foarte gustoasă. La apă, dar vin din alt sate, cu bidoane, cu și de aici, și eu apă de aici. E mic izvorul, spune. Poftim? E micuț izvorul. E micuț, dar ei așteaptă ca și cu de apă, nu știu, și-o găsit în trânsul, nu știu, dar e foarte gustoasă apa, zic. Pe doamna cercetătoare spune că este o apă unicală. Doar că e puțin murdară. Trebuie de curățat fântâna. Domnul primar mi-a promis că o să facă izvorul ăsta de aici. Aici e un drum care se duce la cimitir, se duce lumea pe deal. Se oprește să iei o sticlă de apă. Dar la noi aici foarte rar care au apă în mahala asta. Foarte rar. Și dacă chiar se... că este de obicei că stânge lumina sau ceva, nu avem apă nici aici care au apă în grad. Izvorul vă salvează. Da, izvorul ne salvează tare. Rezultatul este chiar deasupra așteptărilor mele, în special m-am convins de faptul că apa la noi în sat e potabilă și e bună de băut, în afară de câțiva coeficienți care depinde, foarte mult depinde de noi, care sunt înlături cu forțele proprii, cu curățare bună a fântânii. Foarte mult mă bucur faptul că avem ioni de argint, ioni de aur. Apropo, și dumneavoastră tot cum a comentat, adică să vii la un loc unde sunt mai multe izvoare și la fiecare să fie apa diferită, ca elemente chimice. Pentru mine sunt satisfăcut rezultatele care sunt, păcat că nu avem surse de acoperire pentru mai multe izvoare, să facem analiza chiar și pentru apă potabilă care avem la fiecare în casă, dar pe viitor neapărat mi-e în plan să mai fac analiză la câteva. Apa până la urmă este izvorul vieții. Ce apă bei contează mult pentru sănătate, etc.